E ora 3 jumate mâine. Și exact acum au terminat. Încă lasă să răcească, că e la 174 de grade. Și eu, în general, las imprimanta să răcească până la 100 de grade nozzle și după aia o opresc de tot. Hai de capul meu, deci ce? Vedeți seama cât timp au printat. Faceți calculul de aseară de la ora 8. Calculați care aveți chef până la 3 jumate. Cât timp a durat printul. Da, hei, ce să zic, numai bine să-i dau print în continuare la altceva. Liniște. Incredibil, liniște. Să le smulg astea de aici. Mă tot gândeam să-i pun o suprafață din aia magnetic flexibilă aici de printare. Numai că asta e foarte bun. Patul ăsta de sticlă, cel puțin deocamdată, e super bun, are o adeziune extraordinară și îmi place finish-ul pe care îl dă. Și s-ar putea să fie stupid de scump la suprafața asta de 35x35 și nici nu cred că am văzut undeva așa de mare. Știu că sunt, dar nu cred că sunt la noi în țară și ar trebui să comand din străinătate de undeva, probabil eBay sau... Sunt, aveți careva Ender 5 Plus sau ceva comparabil cu suprafața asta de 35x35 și cu pat magnetic PEI. Foarte curios cum se comportă alea aici. Deci ca adeziune, ăsta e super ok. Dar când e vorba de dat jos, la fel, aderența e foarte bună. De fiecare dată am impresia că o să distrug ceva. Cred că s-a înfundat iarăși imprimanta. Că tot scapă, face tuc-tuc-tuc-tuc extruderul. Și exact așa am făcut și data trecută când s-a înfundat. Așa că am luat acul ăsta, vedeți oare? Da, ceva de genul. Și o să încerc să-l bag pe duze. Și așa sper să pot să îl desfund. Ori o să îi înlocuiesc iarăși duza, pentru că de data asta am o grămadă. Ceea ce e awesome. Și să încercăm să mai resimulăm problema, să vedem dacă cumva face așa tic 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 tic, că atunci o să înțelegeți exact cum sună, care e șpilul. Cam așa pare. Ok, deci nu pot să bag acu acolo. Are găurică de 0,4 mm. Mă, cred că s-o desfunda singură. Că nu mai sună așa, nu mai scapă. Cum curge, pare ok. Poate a avut un blocaj de moment, nu zic nu. Acum pare a fi în regulă. Ok. O să reglez heatbed-ul, că l-am dereglat când am dat jos ultimele printuri și... Așa. Bun. Dau un leveling, dacă tot suntem aici. Să-i dau o calibrare de heatbed. E șmecheria cu coala 4. Ok, eu țire cam jos. Mi-o rupt hârtia, deci e mult prea jos. O țire dereglat. Da, bun, și acum pot să-i dau print. Printul ăsta o să dureze o zi și 8 ore. Vedeam că printul ăla de 20 de ore durat mult. Nu, o să și mai lung. That's gonna be fun. Hai să lucrăm. Temerile mele s-au adeverit. Într-adevăr, e înfundată imprimanta. Adică e înfundat nozzle-ul, tot dădea skip, 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 skip acolo extruderul. Așa că am decis să opresc, pentru că chiar dacă își dădea drumul, să zic așa, la un moment dat, având în vedere că printul durează 32 de ore, ar fi durat, erau foarte mari șansele să dea fail în timpul nopții, când nu suntem aici. Ceea ce e big no bueno. Și nu m-ar fi fost un fail mare... Și o risipă extraordinar de mare. Și, n-am timp acum să stau să mă pun să o curăț, dar, o să... Nu e stres. Mi-am dat seama între timp oricum că aș putea optimiza puțin proiectul. Adică am mare parte deja din toate componentele, mi-am făcut așa un mare ansamblu, e ok, o prins formă, all good, doar că sunt unele componente care n-au nevoie, după cum ziceam, de atâta infill. Deci pot să trec, să accelerez puțin partea de optimizare. Acum că îl văd, e mare. Acum că îl văd cum arată, știu unde trebuie să fie rezistență mare și unde nu e neapărat. Așa că o să fac asta, o să optimizez direct proiectul și după aia o să desfund imprimanta și o să dau print. Și atunci o să fie direct mai optimă toată treaba. Până una alta cu ale noastre pe aici. Funny thing, la partea cu tirul, când a făcut Diana proiectul, a greșit la un moment dat, în loc de kilowatt, a scris kilometri. Știi, în loc de W, a scris M. Și, da, bineînțeles că ne-am trimis la verificat, tot ok, au verificat oamenii cu așa de amănântul, au dat bunul de tipar, vorba aia. Au acceptat proiectul, tot ok, ne-am dus, ați văzut că a fost cu Cosmin, au făcut Cosmin treabă țâță de mâță perfectă.
Și a doua zi îmi scrie, bă, ați pus aici W ăsta invers și în loc de W e M. Nu, așa e și pe proiectul pe care l-ați aprobat. Da, oh well, am zis că n-au scuze de situație, dar o să remediem, o să mergem să întoarcem W-ul. Dar tot rău spre bine, că mai am încă o mașină care și aia trebuie înfrumusețată. O altă mașină tot de acolo, tot de la cei care au tirul. Așa că nu mergem doar să întoarcem W-ul. All good. Așa-i? Așa-i. Ia, ne trebuie o cutie mai mare pentru resturi. Asta e cutia mai mare, că era una. Aia mică din aia mare. Era aici. Și acum aia asta mare. Nu ne trebuie alta mai mare. Sper. Hai să le scăpăm de ele. Da, uite ce de folos. Dar devine tot mai mare cutia de resturi. Da, dar da, când avem chestiuță de genul ăsta, are rost să vă gândim mai rău la un zoomie. Fair enough. Două cutii de resturi. Două cutii cu resturi. Well. Vă mai dau un spoiler. Dacă vedeți, Diana, vezi că o cuptă. E acolo proiectul meu la care lucrez. E acolo. Nu știu cât vedeți, dar dacă vedeți, vedeți, dacă nu, nu. O să fie gata să vi-l prezint în deamănunt, bineînțeles. Dar deocamdată vă dau așa spoilere mici din când în când. Și apare. Suprapunem astea aici, nu le suprapunem la fața locului, că e mult mai ușor să le așezăm acum decât să le așezăm direct pe mașină. Aia că poate pe mașină le punem strâmb și nu mai avem ce face acolo. Așa aici le mai putem corecta la timpul. Îi atâta și noi suntem încă aici. Partea bună, încă e lumină afară. Habar, n-aveți ce dor, ne-a fost de atâta lumină la ora asta. Acum să vină și căldura și e... Data asta o tot plimbăm de pe masă pe alta de vreo săptămână. Cel moment când uiți ordinea efectuării operațiilor. Asta a rămas pe din afară. Aia o să o punem direct pe mașină. No stress.